activitate, nu știu, comerț cu ridicare. Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri și programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manageri din sectorul IMM sunt cele două programe lansate la începutul acestei săptămâni. Primul beneficiază de un buget de 21 de milioane de lei și se adresează antreprenorilor cu vârsta până în 35 de ani. Programul SRLD este destinat întreprinderilor care sunt constituite sub această formă, societate cu răspundere limitată, debutant. Aceste societăți pot accesa până la 10.000 de euro, reprezentând jumătate din investiția pe care o fac. Adică, statul vine cu un ajutor financiar în cuantum a jumătate din investiție, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Prin programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manageri din sectorul IMM, se finanțează implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor și dispune de un buget de 500.000 de lei. Intensitatea sprijinului financiar este de 90%, deci 90% din investiție vine din partea statului și 10% este aportul nostru din investiția pe care o facem. Se pot accesa până la 10.000 de euro. La fel, planul de afacere este simplist, dar trebuie depus online și cu foarte multă atenție. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile. Achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care se solicită finanțare, software pentru comerțul online. Se pot achiziționa echipamente IT, tehnică de calcul, mobilier, mijloace de transport, marfă în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul, promovarea online a activităților. Centrul de afaceri transfrontalier Danubius a început încă de acum 2 săptămâni să organizeze sesiuni de informare zilnice, în cadrul cărora se discută programele naționale.